Ochii sunt ferestrele care te țin conectat la lumea din jur. Dar ce se întâmplă când imaginile din fața ta devin neclare? Indiferent de problemele oculare pe care le ai, dacă acestea nu sunt grave, există remedii naturale la care poți apela pentru îmbunătățirea vederii. Privește până la final acest video și vei afla care sunt top 3 băuturi minune recomandate pentru îmbunătățirea și prevenirea afecțiunilor oculare. Iar dacă ești pentru prima dată pe canalul nostru, abonează-te neapărat și apasă clopoțelul pentru a fi înștiințat când apare un video nou. Prima băutură din acest top este sucul triplu pigment. Această băutură oferă exact coloranții vegetali de care au nevoie celulele retinei. Beta-carotenul din morcov, portocaliu la culoare, luteina din spanac, galbenă la culoare și antocianinele din afine, albastre la culoare. Din aceste motive, acest suc sporește acuitate vizuală, îmbunătățește percepția culorilor, reduce oboseala vizuală după expunere la lumină și îmbunătățește adaptarea la întuneric. Pentru prepararea a două porții de aproximativ 250 ml, aveți nevoie de 4 căni de spanac, 5 morcovi medii și o cană de suc de afine. Se trec spanacul și morcovii printr-un storcător de fructe. Se adaugă sucul de afine și se amestecă. Dacă nu aveți la dispoziție suc, puteți face un smoothie cu o cană de afine. Nu este nevoie să îndulciți. Smoothie vedere de vulturi. Această băutură delicioasă îmbunătățește acuitatea vizuală și previne degenerescența maculară, o cauză obișnuită a pierderii vederii la persoanele în vârstă. Pentru 3 porții de aproximativ 250 ml, aveți nevoie de un mango, o cană de spanac, o lingură de pastă de susan, un pahar de suc de portocale. Spanacul, pasta de susan și sucul de portocale se pun într-un blender, se amestecă până se obține un lichid fin, apoi adăugăm mango decojit și tăiat bucăți și se continuă să se mixeze. Nu trebuie de îndulcit. Smoothie ochi limpezi. Această băutură este mai potrivită pentru cei ce au o tensiune intraoculară crescută, prevenind astfel afectarea vederii. Pentru o porție de aproximativ 250 ml, aveți nevoie de o jumătate de cană de suc de grapefruit, aproximativ 125 ml de preferat roz, o cană de coacăze negre, le puteți înlocui cu afine sau struguri negre, o lingură de caju, le puteți înlocui cu migdale sau nuci pecan. Se pun coacăzele negre și cajoul în blender. Se amestecă până se formează un lichid fin. Se adaugă sucul de grapefruit și se amestecă foarte bine. Se îndulcește după gust. Însă, cu siguranță, aceste remedii naturale te vor ajuta doar în măsura în care vei practica și alte obiceiuri indispensabile ochilor sănătoși. Dacă ți-a plăcut videoul de azi, apreciază-ne cu un like. Iar dacă ți este interesant să afli mai multe, te mai așteptăm la noi pe canal. Până atunci, vă doresc sănătate multă și să ne vedem cu bine. Pa, pa!